În vederea prevenirii situațiilor de abuz și pentru diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri, Inspecția Muncii și Inspectoratul Teritorial de Muncă al Ștețului Călăraș realizează acțiuni de informare în vederea conștientizării acestora cu privire la drepturile, obligațiile, și riscurile la care se pot expune în acest demers. În acest scop, pentru diseminarea eficientă a informațiilor de interes public, materiale informative elaborate de către Inspecția Muncii au fost comunicate către primăriile din județ în vederea afișării acestora. De asemenea, materialele informative pot fi vizualizate la sediul și pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Calaraș.